Sunt investiții atât pe proiecte europene cât și de la bugetul local. Sunt aproximativ 1 milion de euro investiți. Toate paturile au prize de oxigen. Acum se construiește un tomograf dedicat și o stație nouă de oxigen pentru a ne produce oxigenul aici. De când va fi funcțional spitalul? Spitalul COVID va fi funcțional în cursul zilei de astăzi, cel mai probabil de mâine când vor mai veni detașeri de medici rezidenți. Personal aveți suficient? Asta ne luptăm în zilele astea, să dăm drumul la personal, să găsim personal. Am găsit o parte din personal, mai e nevoie de completări, dar alături de colegii și echipa mea vom reuși cu siguranță. Cum veți lucra deocamdată cu personalul pe care îl aveți, domnule doctor? Cu personalul pe care îl avem, domnul doctor Ciocănea va începe cu 10 paturi de ATI, iar colegii de pe boli infecțioase vor începe la capacitate maximă. Câte solicitări de internare aveți? Acum, asta vă pot spune colegii mei. Vă ceartă un sentiment de tristețe că trebuie redeschis spitalul COVID, totuși există este și vaccin? Este un sentiment de tristețe, fiindcă există și vaccin și aceasta fiind o armă împotriva acestui virus, însă trebuie să ne mobilizăm ca să salvăm vieți. Că asta a fost prima noastră opțiune, salvarea de vieți. La ora actuală este acest spital de la Mioveniu unul dintre cele mai moderne din județ pe parte de tratat COVID? Eu așa zic și statisticile spun asta.